Au trecut așadar 2 săptămâni de la debutul invaziei armatei ruse pe teritoriul Ucrainei, însă Vladimir Putin nu dă semne că vrea să încheie războiul. A fost făcută însă o promisiune pentru ca în această dimineață în 5 orașe ucrainene să înceteze temporar focul. Între timp, potrivit unor informații din presa de la Moscova, rușii au pus monopol pe centrala nucleară Zaporojie, după ce săptămâna trecută au fost bombardamente în zonă. Și azi noapte au avut loc noi bombardamente și explozii, iar locuitorii din Mariupol sunt în beznă și fără căldură de o săptămână. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțiile. Uf, te blin! Explozia a avut loc în Balaclia din regiunea Harkov. Incendiul a fost filmat și postat de locuitorii orașului care trăiesc clipe de groază de aproape 2 săptămâni. În sumă, au fost evacuate 5.000 de persoane. Orașul a fost bombardat și atacat fără milă de ruși. Printre cei decedați în sumă se află și campionul Ucrainei la sambo, Artiom Primenko, în vârstă de doar 16 ani. Sportivul a fost ucis într-un bombardament aerian alături de toată familia, inclusiv 2 frați mai mici. Cel mai încercat rămâne orașul Kiev, care este pândit de trupele rusești și care urmează să fie ocupat. De mai bine de o săptămână în jurul capitalei au fost mobilizate trupe, iar noaptea trecută o coloană impresionantă de tancuri se îndrepta spre Kiev. Planurile mărețe ale lui Vladimir Putin sunt de a lua în stăpânire capitala. În Mariupol, oamenii sunt în beznă fără apă și căldură de câteva zile, iar orașul lor este distrus. Locuitorii stau ascunși în subsoluri și nu se pot evacua din cauza bombardamentelor care continuă zi și noapte. Potrivit unor informații furnizate de presa rusă, centrala nucleară Zaporojie din Ucraina a fost preluată în totalitate de ruși după ce săptămâna trecută au fost bombardamente în jurul ei. Mai mult, angajații au fost torturați de soldații ruși.